Zi o zi, sub semnul audierilor la DNA, sunt foști miniștri, sunt parlamentari, sunt oameni de afaceri care au intrat, mulți n-au mai ieșit sau toți n-au mai ieșit. Vom vedea dacă în această seară se vor confirma și mandatele de reținere. De fapt, poate cel mai spectaculos caz este cel al lui Pinalti, celebru Gheorghe Ștefan de la Piatra Neamț, celebru patron al clubului de fotbal Ceahlău, sau fost patron, cel care, a cărui avocat spunea ceva la intrarea la DNA că e posibil să se lase cu o reținere, sau cel puțin ăsta a fost mesajul dat de procuror. De fapt însă ne-am propus să vorbim mai întâi despre fotbal. Este o zi de luni și, cum știți, cam toate televiziunile v-au obișnuit cu știri despre sport. Și o să începem, tot am vorbit de Ceahlău și de patronul, fostul patron care este la acest moment la poarta pușcăriei, ca să vorbim de situația de la Gorj, de la Pandurii Târgu Jiu, dragostea eternă a gorjenilor care se scaldă la acest moment în mediocritate, ba suntem chiar pe un loc retrogradabil dacă am privi punctajul. Situația de acolo nu este dintre cele mai bune și, personal, nu cred că ar trebui ca cei care iubesc fotbalul, că mers sau nu la stadion, asta este altă problemă, ar trebui să se mulțumească doar cu deja obișnuitele lamentări a lui Petre Grigoraș: am jucat bine și am pierdut. Vreau să vă spun că dacă ne uităm la meciurile ultime, într-adevăr, Pandurii joacă ceva, joacă chiar spectaculos, are multe ocazii. Dar, din păcate, fotbalul se joacă pe goluri, cum se spune. Și la fotbal, la politică se pricep toți. Automat, tot mai mulți gorjeni se tem ca echipa să nu pățească marea rușine de a merge din nou, să retrogradeze în divizia secundă. Din acest motiv, cred că oficialii acestui club, acum problema e care mai sunt oficialii, în afară de Mihai Prunariu, nu prea cinstit, nu prea știm care, cum sunt, știm noi Consiliul de Administrație și altele, pentru că a tot fost scandalul cu acum câteva luni, dar mă refer că Mihai Prunariu ar trebui să decidă ce de făcut, pentru că dacă mă gândesc bine, el a venit la conducerea clubului Pandurii undeva prin martie-aprilie. Dacă vă uitați pe rezultatele echipei din acel moment și până în prezent, o să constatați că dacă nu erau punctele luate în precedentul tur de campionat, noi ne-am fi bătut sau am fi deja în divizia secundă. Nu e în regulă, mai ales că la Târgu Jiu avem și jucători, sunt și bani foarte mulți băgați în fotbal, ar trebui să vină și rezultatele. Și rezultate au fost, însă, cum se spune, cineva a vrut ca aceste rezultate să nu mai fie. Nu știm acum, nu ne băgăm în această dispută permanentă pe ce s-a întâmplat la club. Aveți colegii din regie, ne oferă și câteva imagini. Aceasta este și imaginea golului pe care l-au luat Pandurii unul dintre golurile pe care l-a luat Pandurii în meciul cu Dinamo. Am pierdut dramatic, am pierdut ca eroi cu 3-2, dar e problemă mare, cum spuneam, și anume faptul că nu reușim să aducem puncte. Am jucat bine și la Astra și am pierdut, am jucat bine și la Mediaș, unde într-adevăr ne-am întors victorioși. Am jucat bine, iată, și la Dinamo, cel puțin o parte. Da, aveți și o imagine cu Petre Grigoraș, cel care are un mandat slab, foarte slab la Târgu Jiu, și mă mir că nimeni nu vede acest lucru. A venit doar cu ideea că, vezi, Doamne, noi suntem, noi am jucat bine și agenturile, sau în orice caz, conotațiile, să spunem așa, astrale au făcut ca să nu reușim puncte, nu e în regulă. Avem o variantă. Maestru Prunariu împreună cu Nea Grigorea și cu toți ceilalți să facă foarte bine, să meargă, am înțeles că au mai făcut-o deja, dar fără rezultate, să ia toate bisericile la rând din gor sau mănăstirile măcar, să se roage că poate va intra mingea în poartă. Altfel, nu văd care ar fi soluția, sau
ne despărțim de cei care sunt în fruntea trebii și cum când echipa nu merge, jucătorii nu prea poți să-i schimbi, președintele are și alte atribuții și e greu de schimbat, singurul care ar trebui să plătească este antrenorul. Pentru că, vă spun de ce, uitați-vă ce face Cristi Pustai. A plecat de la Panduri, a stat omul câteva luni în șomaj, a revenit pe bancă și, iată, la Târgu Mureș se dusă echipa în 3 etape și a avut meci cu Steaua. Bine, e adevărat, scandalul interminabil de acolo după această partidă, dar nu asta e important, ci e important că dusă echipa acolo pe podium. O echipă care nu are valorile de la Târgu Jiu. Atenție! Cristi Pustai, care a făcut sau a dus echipa din Târgu Jiu la apogeul ei de până acum. Și noi am spus că, într-adevăr, Grigoraș a făcut echipa. Bun, iubitorii de fotbal recunosc acest merit. Dar a trăit din acest merit și după 2 sau 3 ani de la evenimente e cam mult. Cu alte cuvinte, cum banii deocamdată nu sunt o problemă la Târgu Jiu sau nu știm noi să fie o problemă. Bun, în condițiile acestea, jucători avem și bănuiesc că vor mai fi transferuri. Singura variantă care se pune acum este să avem și echipă. Pentru că e foarte, e foarte nasol, mai ales în ce se întâmplă. Știți că autoritățile au făcut un efort foarte mare și vor începe foarte curând lucrările pentru un nou stadion. O să-i rog și pe colegii din regie să dea și imaginea cu cum ar trebui să arate noul stadion, pentru că vreau să vă spun că e un stadion care de 4 stele, cum l-au numit și oficialitățile. Ori, dacă echipa noastră, da, ia uitați ce frumos arată acest stadion, parcă e de prin Occident, chiar și un hotel pentru fotbaliști, ori, în aceste condiții, dacă vom avea acest stadion și nu mai avem echipă în Liga 1 sau dacă o avem, ne bătem acolo la retrogradare, nu prea e în regulă. Cu asemenea stadion, cu sezonul de vis de anul trecut, parcă altfel erau lucrurile. Ce vreau să vă spun, apropo de acest lucru că la fotbal și la politică se pricep toți. Situația de la Pandurii nu e de ieri de astăzi și cred că în ultimile luni s-a accentuat și o altă problemă. Cel puțin colegii din presă care se ocupă, care scriu pe sport, adică sunt specializați pe sport, spun și lucruri că n-ar fi anumite chestii în regulă la Pandurii, nu s-a lămurit nici până acum care pleacă și care rămân din partea, să zicem așa, nevăzută a clubului sau mai puțin văzută și aici ar fi o problemă de lipsă de rezultate. N-ar fi de mirare să fie așa și cred că ar trebui luate măsuri. Și ar fi de luat măsuri și din alt motiv. Ia gândiți-vă, acum vreun an, doi, Pandurii, care era altădată o echipă de se scălda mediocritate, trimite un jucător la Național. Acum n-am mai trimis nimic și e deja mai bine de un an. Și tare mi-e frică că nici noul antrenor al Naționalei, Angel Iordănescu, chiar confirmat astăzi, nu cred că va lua jucători de la Târgu Jiu, deși sunt câțiva care cred că ar tenta, să spunem așa, pe unii antrenori din Liga 1 de la echipele mai bogate. De ce nu mai reușim să impunem jucători, de ce ei joacă slab, cred că conducerea tehnică ar trebui să ne explice. Și o simplă paranteză ar mai fi, clubul acesta în ultimii ani s-a finanțat și prin vânzarea de jucători. Nu uitați că Steaua, Stuttgartul în Germania au avut jucători, acum a ajuns pe la Tottenham 1, au avut jucători de la Pandurii. Acum nu prea m-am mai vândut pe Eric pe la Arabi și cam atât. Ce vindem, dacă mai vindem, cred că îi cam dăm degeaba pe idei avem, pentru că nu reușesc să se mai impună. Deși era unii jucători care se anunțau vandabili. De ce nu mai putem să facem acest lucru sau de ce dăm cu puțin? E de discutat și din nou mergem la conducerea administrativă a clubului, așa că nu ne mai referim la asta, dar un semnal de alarmă pentru că iubitorii de fotbal gorjeni nu-și doresc un stadion, cum ați văzut, fără să aibă și echipă. Sau să avem un meci din Paști, în Crăciun, când vine o altă echipă din Oltenia sau mai știu eu de unde, să joace pe stadionul care se va construi la Târgu Jiu.
gândiți-vă la asta, cei care răspundeți de destinele acestui club și încercați să faceți ceva. Nu e normal să fim pe lor retrogradabil și perspectivele nu sunt din cele mai bune. E adevărat, mingea nu intră în poartă, dar trebuie să facem ceva să intre. Mă întreb și eu, nu dau cu parul. Să aibă cumva legătură despre faptul că erau niște puțuri furate pe la nu știu pe la nu știu ce mănăstire și ele n-au prea fost plătite de club, deși era o înțelegere și, în fine, o fi ceva de genul ăsta? Rămâne de discutat. Mergem mai departe, spuneam, a fost o zi foarte agitată astăzi, atât în domeniul sportului, pentru că avem un nou antrenor al naționalei, Anghel Iordănescu, dar avem și un fost antrenor al naționalei care nu i s-a reziliat contractul. Președintele Federației, Romus Burleanu, a reziliat contractul lui Pițurcă, numai că Federația nu i-a aprobat acest lucru. Era vorba de o sumă care trebuia acordată ca despăgubiri. Nu știu cum va rămâne această situație. Deocamdată s-ar putea ca Pițurcă să nu poată pleca nici acum, chiar dacă a semnat deja cu arabii. Sau mai știi? Bun. Spunând acest lucru, mergem pe plan național și ne vom referi la ce s-a întâmplat la nivelul Parlamentului. Mai întâi, deputatul atât de controversat, Viorel Hrebenciuc, și-a pierdut imunitatea. Adică ce spuneam noi zilele trecute, faptul că și-a dat demisia, dar ea nu este operabilă pentru că n-a fost un plen al Parlamentului, asta s-a întâmplat. Dar atenție, doar pentru Hrebenciuc. Adică deputații au venit, au votat pentru demisia colegului lor și au plecat. Bun. Au plecat că fiecare om avea treabă. Suntem în perioadă de campanie. Doar că alți doi deputați care își așteptau și ei votul pentru a putea să eventual să fie arestați de către organele în drept, au rămas cu imunitatea neștirbită. E vorba de deputații Diniță și Adam, cred. Pentru că n-au mai fost vorum. Adică cu un sfert de oră înainte a fost vorum, ca să fie numărul de voturi minime, iar apoi n-a mai fost. Interesantă ideea și totul s-a amânat pentru după alegeri să vadă fiecare cum bate vântul. Așa că ședința din plena Camerei Deputaților a fost închisă luni ca urmare a constatării lisei vorului și ca urmare așteptăm o nouă ședință care s-ar putea să fie undeva pe jumătatea săptămânii viitoare. De ce? Credeți că se va ține, adică convocă cineva Parlamentul în prima zi după alegerile de duminică? Mă îndoiesc și, bun, chiar dacă ar avea cineva curajul să-l convoce, credeți că o să și vină parlamentarii? Miram aș ca acest lucru să se întâmple. Ar fi de discutat o altă problemă. Întorcându-ne, să spunem așa, la partea de situații de zi cu zi din România și tot are și legătură cu fotbalul, se tot discută de foarte mult timp, s-au și dat condamnări, cazul George Copos, de exemplu, pe cazul Loteria. E bine, cazul Loteria are o părticică și legată de fotbal, de Federația Română de Fotbal. Din câte aflăm din presa de astăzi, contractul este total defavorabil Loteriei Naționale și mai ales, atenție, fotbalului românesc, FRF. Dar parcă ar fi primul contract. Mergem mai departe și vorbim tot de ce se întâmplă la nivel central la acest moment, toate știrile, bineînțeles, se duc pe campania electorală. Însă a apărut o temă de câteva zile, o temă de campanie care ne dă de gândit. Nu ne referim la cine a lansat-o, dar spunea, printre altele, această acuzație între candidați că s-ar putea trece, începând din ianuarie 2015, la un nou sistem de impozitare, la o schimbare a TVA-ului sau alte lucruri. Vreau să vă spun că avem asigurarea, cel puțin a ministrului de finanțe Ioana Petrescu, controversata Ioana Petrescu,
că nu se va întâmpla acest lucru. Trecerea la sistemul de impozitare progresivă a veniturilor nu e posibilă de la 1 ianuarie 2015, dar atenție, se poate aplica din 2016. Și aici cred că ar fi ceva de discutat. Și anume, sunt țări care aplică cota progresivă. Sunt țări care nu aplică și merg pe varianta asta cu cotă unică și pentru bogați și pentru săraci. E de discutat acum, sau dacă o folosim ca temă de campanie, unde e mai bine. Adică să luăm mai mult de la cei care au foarte mult sau să luăm aceeași procent de la cei care au puțin și la cei care au mult. Bineînțeles, îi avantajează pe cei cu bani foarte mulți. Asta ar fi o discuție. Și a doua, și mai importantă, ar fi că se vorbește de creșterea impozitelor. Se vorbește că, de exemplu, impozitele pe proprietate ar putea crește de câteva ori. Și, bineînțeles, pe proprietate funciară, pe celelalte proprietăți. E, acum suntem în Uniunea Europeană, da? Știți cât plătește un german, de exemplu, impozitul pe casă sau pe mașină? E adevărat că nu comparăm salariile din România cu cele din Germania, nici în visele cele mai vise. Dar, atenție, acolo proprietatea înseamnă ceva și ca impozitare. Foarte mulți germani stau o viață cu chirie pentru că nu-și permit, atenție, la salariile din Germania să aibă o proprietate sau chiar mai multe cum avem noi. La noi am făcut una nefăcută, nu mai vorbește nimeni de ea. Țineți minte acum câteva luni când spuneam că, vezi, doamne, guvernul are intenția să impoziteze mai mult pe cei cu mai multe proprietăți, nu știu ce. A ieșit scandal, guvernul a dat înapoi Ministerul de Finanțe și ce s-a întâmplat? Dacă am înțeles bine și eu cred că am înțeles, practic și a doua și a treia proprietate, că sunt unii de au mai multe, bale și închiriază și pe aici prin Târgu Jiu, nicio problemă, fără acte, că așa n-ar avea nimeni treabă cu ei, plătesc impozit, indiferent că e a doua, a treia, același preț ca și la prima, de parcă ar fi prima. Nu știu dacă e în regulă, pentru că nu că avem ceva cu proprietatea, fiecare are dreptul să aibă câte proprietăți dorește și câte poate să aibă. Dar, atenție, cred că legile și peste tot, dacă verificați în toată Uniunea Europeană, sunt cam la fel. Și anume, impozităm partea de... Deci cu cât ai mai multe proprietăți sau mai valoroase, impozitul ar trebui să fie mai mare. De fapt, cum se spune la români, obrazul cu subțire, cu cheltuială se ține. Noi nu prea ținem cont de asta, ba din contră, cei care fac gălăgie cel mai mult în momentul și se vaită cel mai mult, când se mărește un impozit sau ceva, sunt tot ăia cu bani foarte mulți sau cu proprietăți foarte mari. Ca să nu ne amintim acum cum s-au făcut aceste proprietăți. Pentru că, știți, și nu mă refer acum la candidații la prezidențiale, dar sunt unii care au lucrat toată viața lor la stat, da? În ultimii 20 de ani, să spunem, au fost bugetari. Știm cât au fost salariile, da? Le putem afla. Păi proprietățile lor sunt cam de câteva ori salariile adunate, dacă am mai avut și o soție și un copil și moșteniri și alte lucruri. Nu prea e în regulă. Deci de undeva banii ăia au picat, nu? Dar vom trăi și vom vedea dacă după 1 ianuarie se va produce o schimbare, dar cu siguranță pe legile proprietății va trebui să se lucreze, pentru că nu e în regulă, de nicio culoare vă spuneam, ca impozitarea aceasta să fie foarte redusă, adică impozităm pe sărac la fel ca și pe bogat, egalitate, dar parcă nu e în regulă. Mai ales că, cel puțin, în România sunt două mari forțe care se duelează totdeauna, stânga și dreapta, și cel puțin una dintre ele are în program acest lucru. Că la noi nu prea știe stânga ce face dreapta, cum se spune, asta e cu totul altă problemă și o să trăim să vedem ce se va întâmpla în perioada următoare. Vorbeam de ce se întâmplă la acest moment
la nivel central, să știți că și la nivel, la nivel local se întâmplă lucruri interesante, chiar dacă constatăm de ceva, de câteva săptămâni cel puțin, de când a început campania, că parcă toată lumea și-a luat vacanță. Nu se mai ia nicio decizie importantă, toată lumea așteaptă să vadă cum vor fi alegerile, prin instituțiile publice bate vântul, toată lumea, vă spuneam, așteaptă să vadă cine va câștiga alegerile și apoi să redemarăm într-un fel sau altul. Nu știu dacă e în regulă asemenea chestii. Deși îmi păstrez părerea pe care mi-am exprimat-o și în alte seri, și anume, mi se pare agitația mult mai mică de campanie electorală decât era în urmă cu 5 ani, cu 10 ani, sau mai știu ce, în anii 90, când Union Iliescu, de exemplu, în anul 1990 câștiga cu vreo 85% alegerile. Trebuie spus că există iar discuții și astăzi s-au făcut foarte multe lucruri pe dosarul Microsoft. Deci, cum spuneam, au fost aduși cu mandate de aducere cu politistul. Deci după ei, foști miniștri, foști parlamentari, foști secretari de stat, oameni de afaceri, aceștia au fost, au fost aduși la, la DNA și deocamdată n-au ieșit. Adică am putea avea o surpriză în sensul că dacă, și dacă se începu astăzi, în ultima săptămână de campanie, la primul tur, cu asemenea arestări, bănuiesc că zilele următoare vom avea parte și de un spectacol și mai, și mai mare. Că va fi așa sau nu, rămâne să vedem, mai sunt doar câteva, mai sunt doar câteva zile. Dar trebuie spus că tot astăzi, apropo că tot vorbeam noi de parlamentarii cu probleme, tot astăzi s-a întâmplat un lucru absolut, absolut normal, dar care trena de cel puțin un an, un an și ceva. Și tot făceau cei de la Agenția Națională de, de Integritate, făceau gălăgie pe tema asta, că nu li se ia în seamă declarațiile, ba din contră, președintele Senatului a fost amenințat cu arestul, că nu pune în practică o hotărâre și pe la Camera Deputaților era la fel. Iată că astăzi un parlamentar, de fapt primul parlamentar care și-a pierdut locul în Camera Deputaților ca urmare a unei decizii ANI. Plenul Camerei Deputaților a luat act luni de încetarea mandatului deputatului PDL Ștefan Bucur Stoica, declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate. O premieră, atenție, în actuala legislatură. La votul final, deputații urmează să se pronunțe asupra vacantării acestui post. Foarte important. Deci, iată, am avut demisia lui Viorel Hrebrenciuc și mai avem, iată, un alt caz, acela în care s-a luat act de încetarea mandatului. Foarte important aici, deputatul PDL Ștefan Bua a susținut luni în plenul Camerei Deputaților că nu a fost în situația de incompatibilitate pe perioada mandatului său în Parlament și a cerut ca dosarul său să fie retrimis la Comisia Juridică pentru un raport. Numai că, iată, degeaba a cerut el că colegii săi au decis să-l dea pe adică să-l dea jos din Parlament. Și până la urmă a făcut el ceva, că nu se putea altfel dacă există o sentință definitivă de incompatibilitate, nu mai poate invoca acest lucru. Mergem mai departe și vorbim despre un alt lucru foarte, foarte important și anume avem de o, se vorbește la acest moment sunt foarte multe sondaje pe piață și aflăm fiecare candidat variază pe 10-15%. Deci ai spune că sunt făcute de fiecare într-o altă țară. E, punem pariu având în vedere că toate televiziunile mari de știri au anunțat exit poll-uri că duminică o să păstrăm același talmeș-balmeș până vom afla primele rezultate.
Deci sunt deja 5 institute de sondare care vor lucra pentru exit-poll-uri. Mare minune ca ele să se pună de acord. Știm că în ultimii ani s-a dat un rezultat în momentul când a venit exit-poll-ul și după aceea ele au fost infirmate de foarte multe ori. Sau nu neapărat la primul tur se va întâmpla acest lucru, dar sigur se va întâmpla la turul al doilea. Mergem mai departe și apropo de curiozitățile care apar prin presa de astăzi, deși nu o să vă dăm numele sau putem să... Dar nu o să dăm numele băncii pentru că am putea să-i facem publicitate, deși cu asemenea publicitate sigur își închid porțile. Ziarul financiar dă o știre foarte interesantă. De fapt, se vorbește despre ea de ceva timp. Deci, cât mai plătesc băncile clienților care aleg să-și țină 3 luni 5.000 de lei în depozite? Atenție! Între 4.973 și 5.039 de lei. Deci, te duci la bancă cu 50 de milioane lei vechi, iar după 3 luni, nu doar că nu primești nimic în plus, dar primești și minus, adică pleci cu o sumă mai mică decât ai avut-o în momentul când i-ai dus la bancă. Deci nu spunem despre ce bancă este vorba, dar să știți că e vorba de o bancă destul de cunoscută totuși, mai ales pentru creditele care se fac pentru diverse produse. Că v-ați întâlnit sigur cu ea dacă ați luat un produs în rate. Foarte important, deci care ar fi sfatul? Nu vă mai țineți bani în bănci, investiții, pentru că dacă banii se investesc, ei aduc plus valoare, bineînțeles dacă investiți în ceva care să aducă plus valoare și automat crește și economia noastră atât de încercată în ultimii ani. Din păcate, apropo de ce s-a întâmplat la nivel european, să știți că a fost un test de stres, adică câteva zeci de bănci europene au primit un chestionar, în mare parte l-au trecut cu bine. S-a numit testul de stres, în sensul, deci 5 bănci cu prezență locală nu au luat notă de cerere de la testul băncii comerciale europene, dar în mare parte au trecut cu bine, ceea ce înseamnă că criza este mai departe de noi ca până acum, sau mai știm noi. Pentru că noi am mai avut, țineți minte, anul 2008, se anunțau că vin nori negri, se vorbea de ei, s-a vorbit și prin campanie electorală, s-a vorbit și după, dar la noi nu părea nimeni conștient că vine criza. Nici cei care au fost în 2008, nici cei care au fost în 2009 și, bineînțeles, din 2010 a venit dezastru, ne-am trezit cu salarii tăiate, cu pensii impozitate și multe altele, dar iar ne ducem pe partea politică și suntem în plină campanie și știm că aceste lucruri se folosesc de unii sau de alții. M-ar interesa aproape că sar de la una la alta, dar mă întorc la dosarul Microsoft, cum spuneam, că sunt foarte mulți oameni care sunt în momentul de față, deci oamenii de afaceri Dorin Cocoș și Nicolae Dumitru, primarul municipiului Piatra Neamț Gheorghe Ștefan, fostul ministru al comunicațiilor Gabriel Sandu, toți sunt în momentul de față la DNA. Nici n-au ieșit, nici n-am aflat că ar fi primit mandate de arestare. Se presupune că aceștia vor primi mandate de arestare. Toți sunt oameni cu bani. Dar eu tot nu pot să-mi dau seama cum a putut statul român să plătească. Deci pe tot contractul cu Microsoft-ul s-au plătit 54 de milioane de euro, da? Pe vreo 20 în unele variante sau chiar mai mult, vreo 26 de milioane de euro, au fost șpagă. Printre care, dacă ne luăm după rechizitoriu DNA, Gheorghe Ștefan a luat vreo 3 milioane, Gabriel Sandu vreo 3 milioane, Dorin Cocoș a luat vreo 9 milioane, chiar și tenismenul Dinu Pescariu, fostul tenismen, dar el nu e băgat acum în aceeași oală, în sensul că n-a fost chemat astăzi, a luat și el vreo câteva milioane de euro din banii statului. Unii știu să se învârtă și așa s-au făcut marile averi, așa se construiesc dita mai casele și toate celelalte și noi cu drag muncim. Sau dacă ar fi să ne gândim așa, suntem în România într-o epocă istorică
întâlnită prin Occident cu câteva sute de ani în urmă, s-a numit așa numită perioada acumulării primitive de capital. Cam asta se tot întâmplă în România, dar primitiv, acumulare, dar deja au trecut cam 25 de ani. Iar averile unora din România, de la Dinu Patriciu la Ion Nicolae, de la, eu mai știu, Iosif Constantin Drăgan, la mulți alții, chiar și Ion Țiriac, averile lor tot cresc. Sau au crescut, că la unii vorbim la trecut și la propriu și la figurat, adică și fizic și ca avere. Trebuie spus că România a fost, timp de mai mulți ani în Europa, un teren propice creșterii averilor. Numai în offshore-uri se mai poate întâmpla să crească averea așa, la proporții geometrice, în câțiva ani. Trebuie să vă spun că s-a întâmplat la noi în România ca unii să facă niște averi imense. Cum a ajuns, apropo, de marele magnat Ion Nicolae, cel care a făcut praf Interagro. Sau, de fapt, prin Interagro a făcut praf fabrica de țigarete de la Târgu Jiu. Tot ce ținea de partea de fabricare de țigarete din România. Poate pentru asta a fost plătit? Sau, apropo, fierul vechi din utilaj și toate celelalte, unde s-a dus? Ar fi trebuit, dacă tot exact cum s-a întâmplat cu Voiculescu pe cazul acela ICA, în care a fost condamnat, poate îl întreabă cineva și pe Ion Nicolae ce s-a întâmplat cu vechea regie a totunului. Pentru că acolo ne aducem aminte cu vreo 14-15 ani în urmă ce înfloritoare era această industrie în România. Și a fost curățat. Rasă de pe fața pământului. Avem doar branduri în momentul de față pe piața românească. Dar el a rămas cu activele, a rămas cu terenurile. N-am auzit să îi le fi luat cineva sau să facă ceva acolo. Numai din punct de vedere industrial, gândiți-vă ce înseamnă un asemenea teren, cum este cel al fostei fabrici de țigarete din Târgu Jiu, ca să nu mai vorbim de alte active din toată țara. Spune regizorul, Radu Mihăileanu, dă astăzi un interviu în presă și care spune o chestie extrem de interesantă. Spune el acolo că oamenii politici sunt oglinda noastră. Dacă noi suntem mediocri, și ei vor fi. Hai da de! Unde am văzut oameni politici la noi care să fie mai mult decât mediocri? În general, nu s-au remarcat în ultimii 25 de ani, dovadă că România a ajuns unde a ajuns. Dar e vorba totuși de un artist, un autor de filme care vede lucrurile, să spunem așa, într-un fel mai pozitiv. Și automat e ceva de acest și din acest lucru. Trebuie să vă mai spun un lucru, apropo de că se leagă și de economii și de campanie electorală. Ca să vedeți ce paradoxuri se pot întâmpla în aceste zile. Vineri, cu două zile înainte de turul 2, atenție, al alegerilor, va apărea indicatorul economic care va oferi glonțul final, cu ghilimele, pentru unul dintre candidații la Cotroceni. De ce? Pentru că vom afla dacă am ieșit, știți că am avut două trimestre în care economia a început să scadă, dacă în al treilea am urcat ceva și nu este recesiune, sau am coborât și este recesiune și cei doi candidați, care se vor duce în turul 2, nu știm în momentul de față care sunt, își vor da în cap cu chestia asta. Foarte interesant. Deci cum se vede și raportul ăsta să fie tamam pe 14 noiembrie ca să decidă ceva? INS-ul, în condițiile astea, INS-ul, care a tot încurcat la cifre în ultima perioadă, nu cumva cam face politică. N-ar fi fost mai normal ca acest INS să-l trimită, nu pe 16, pe 17, pe 18, cum este procesul unui candidat și toate celelalte. De discutat. Dar, cu siguranță, nimic nu este întâmplător în România de astăzi.
mi-a tras atenția o altă știre și v-aș ruga, dacă doriți, să comentați chiar pe pagina de Facebook a postului de televiziune sau chiar pe pagina mea personală, un lucru. Proporția pensionarilor săraci este mai mare în Marea Britanie decât în România. Vă vine să credeți acest lucru? Citim acest lucru. Pensionarii britanici se numără printre cei mai săraci din Uniunea Europeană și o duc mai rău decât cei din Europa de Est, inclusiv România. Susține Daily Express în ediția electronică, citând un sondaj realizat de Centrul Internațional pentru Longevitate. Ia să vedem cam ce vor să zică. 15 țări stau mai bine decât Marea Britanie atunci când este vorba despre nivelul de sărăcie în cazul persoanelor cu vârste peste 65 de ani, potrivit unui nou raport realizat de Centrul Internațional pentru Longevitate. Germania, Austria, Spania, Danemarca, Polonia, Irlanda, Norvegia, Slovacia, Luxemburg, Cehia, Ungaria și Olanda se clasează înaintea Marii Britanii. În plus, 16,1% dintre pensionarii britanici trăiesc într-o relativă sărăcie. În timp ce în România, proporția acestora este de 15,4%, iar în Letonia de 13,9%. Adică, tăierile bugetare au determinat persoanele cu vârste cuprinse între 50 și 65 de ani să se lupte pentru a putea rămâne în serviciu până la vârsta de pensionare. Cel puțin 1,5 milioane de persoane cu vârste peste 50 de ani au fost nevoite să renunțe la locul de muncă în ultimii 8 ani din cauza unei combinații de șomaj, sănătate precară sau pensionare anticipată forțat. Asta se întâmplă în Marea Britanie, dar la noi am reținut un lucru, da? Deci stăm mai bine ca Marea Britanie. Deci la noi doar 15,4 sunt pe sărăcie maximă, în timp ce la britanici e 16 și ceva. Bun, bun. Acum depinde ce înțelegem prin sărăcie. Gândiți-vă că venitul unui pensionar britanic se duce în lire sterline, o pensie minimă în lire sterline la englezi undeva la 1900 de lire sterline. Deci vreo 2000 și de euro. Pensia de la noi, în mare parte o pensie medie în România, e undeva sub 15 milioane sau 1500 de lei. Ne mai putem compara? Că prețurile în mare parte sunt la fel. Deci, apropo de sărăcie, depinde cum statistica îți oferă deseori surprize de acest gen, dar să nu credeți acest lucru. E mai bine să fii pensionar britanic la pensia din Anglia decât pensionar în România. Indiferent ce ne spun, să spunem așa, ziarele. Dar pentru că vorbeam de ce se întâmplă în Gorj, privind presa de astăzi, aflăm niște lucruri extrem de interesante, am putea spune, de la faptul că și o știre ne-a atras atenția. O știre care se leagă cu ce a scris și săptămânalul Vertical și în săptămânile trecute, și anume, Gorjul este pe podium la transportul ilegal de lemne. Și atenție, abia a început să facă clasamente, deci dacă ne-am plasat pe podium de acum, e foarte bine cu ghilimele de rigoare. Ministrul delegat pentru ape, păduri și piscicultură, Doina Pană, a prezentat primele rezultate ale implementării sistemului denumit Radarul Pădurilor. Potrivit acestuia au fost primite 534 de apeluri la 112, dintre care 178 de transporturi de lemne au fost ilegale. Gorjul este pe podiu la transportul ilegal de lemne. Pe locul 1 este Brașovul cu 16 transporturi ilegale, pe 2 este Sibiu cu 15 și pe 3 Gorjul și Hunedoara la egalitate, câte 13 transporturi ilegale. Bineînțeles, sunt și județe care nu au, deci 11 județe n-au niciun transport ilegal. Acum ar fi de discutat dacă județele respective nu cumva sunt în zone acolo unde nu prea mai este pădure. Dar riscăm și noi să rămânem tot la fel, dacă o ținem tot așa. Acest clasament nu ne face cinste și automat o să ne trezim și cu aceste păduri lipsă și o să fie prea târziu.
poate totuși autoritățile vor reuși să facă câte ceva, mai ales că sunt foarte multe dosare în instanță, sunt foarte multe în cercetarea poliției, deci nu urmează decât să le dea curs oamenii legii. E, avem o situație ciudată la Târgu Jiu, chiar la nivelul municipiului. Și anume, știți, dacă nu vă amintesc eu, pentru cei care ați văzut probabil știrea, în urmă cu câteva luni, Consiliul Municipal s-a primenit cu doi noi consilieri, Emilia Horhoianu și Mihai Gherghe. Doar că, fiind problema aceea înainte de ordonanța migrației, a fost o problemă, ei aveau nevoie să se respecte și fosta listă a USL-ului, dar în același timp și să fie și acordul celor două partide care au făcut parte din alianță. Cum acest lucru nu s-a respectat, prefectura le-a trimis către Consiliul Municipal o adresă prin care spunea că cei doi consilieri amintiți, Emilia Horhoianu și Mihai Gherghe, nu prea sunt în regulă și că va trebui să se renunțe la mandatele lor, adică să se refacă aceste numiri. Iată că consilierii municipali s-au reunit în ședință și au respins raportul instituției prefectului, care spunea că validarea mandatelor pe consilieri în cazul Emiliei Horhoianu și lui Mihai Gherghe sunt ilegale. Acum prefectura, singura variantă este să atace în contencios administrativ. E de discutat această situație și mai ales rămâne să vedem cum se va sfârși, pentru că la acest moment cea mai bună variantă, adică faptul că s-a colaborat între cele două partide sau cel puțin s-au rezolvat situațiile din alte localități, cred că se putea găsi o soluție și la Consiliul Municipal. Nu neapărat în instanță, nu neapărat un război în instanță. Dar rămâne să vedem cum se va termina toată această situație. Mergem mai departe, apropo de ce s-a întâmplat la Gorj în weekend și în ultimile zile. Aflăm din presa de astăzi, presa a apărut în Gorj astăzi sau în zilele trecute, că, de exemplu, un primar din Gorj s-a apucat să toarne asfalt la temperaturi destul de joase pentru ca acesta să prindă. Cel puțin așa spun ziariștii. Trebuie de discutat puțin, pentru că, după cum știți, sau dacă nu știați, așa am aflat și eu de la cei care se ocupă cu drumurile, să știți că asfaltul se pune la temperaturi între minus 5 și plus 5 grade, deci oricum la temperaturi destul de reduse. Ori eu nu cred că în Gorj au fost temperaturi mai mici de 0 sau în orice caz în zona lui 0 grade. Am avut și diversi candidații prin Gorj, care s-au dus, unii prin piață, alții prin diverse sate, ca să se anunțe candidații la prezidențiale, vă spun. Și termin cu o știre, a spune eu, destul de importantă, pentru că la începutul lunii noiembrie s-ar putea să avem parte de câteva surprize foarte mari în privința conducerii celei mai importante, de fapt singura universitate de stat din județul Gorj. Universitatea Constantin Brâncuș este în plină campanie electorală pentru alegerea noului rector. Se bat cu ghilimele de rigoare, deci concurează Luminița Popescu, profesor universitar, doctor inginer, cea care este și decanul de la inginerie, și profesorul universitar dr. Constantin Căruntu, fostul decan de la SE. Cei doi se vor bate, cum spuneam, în programe și alegerile ar trebui să desfășoare, cred că pe 7 noiembrie, din ce am văzut eu. Da, deci campania este între 30
a 10-a, adică de joi începe, și se va termina pe 5 noiembrie, urmând ca pe 7 să se desfășoare alegerile. Din experiența fostelor alegeri, atunci când a concurat domnul Moise Bojincă, să știți că rezultatul nu a fost atât de larg, a fost destul de strâns. Și dânsul avea o largă, să spunem așa, o largă majoritate și totuși competiția a fost câștigată la câteva voturi. Deci prevăd că și acum la Universitatea Constantin Brâncuș va fi o competiție pe viață și pe moarte pentru poziția de rector. Indiferent cine câștigă însă, are o mare problemă din ce am văzut prin presă, în sensul că vor urma restructurări de personal, pentru că Universitatea Constantin Brâncuș a trebuit să folosească încă de anul trecut resurse de la minister mai mult decât trebuia, deoarece numărul de studenți s-a redus. Rămâne să vedem ce se va întâmpla cu acest lucru și terminăm cu o știre. Nu știm acum afară, suntem deja în studio, n-am mai văzut, dar Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de vreme rea pentru intervalul, deci de astă seară, de astă noapte de la ora 2 și până mâine la ora 2. Deci se vor înregistra precipitații, în general slabe cantitativ, dar mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. Să sperăm că nu vine de acum ninsoarea, se anunță pe sfârșitul săptămânii și că se face mai frumos și mai cald. Ne întâlnim mâine seară să aflăm și altele din ce se întâmplă la acest moment în țară, în Gorj și, bineînțeles, în lume. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!